afara unui vis posibil în momentul în care vom avea curajul să credem în acest vis, în momentul în care vom avea curajul să spunem lucrurilor pe nume, în momentul în care nu o să mai confundăm diplomația cu slugărnicia și în momentul în care o să conștientizăm că singura noastră șansă este să reașezăm ființa omenească în centru, în centrul oricărei preocupări. Și eu am încredere că vom face acest lucru. Și eu îmi doresc ca țara mea să nu mai fie anexa nimănui. Îmi doresc ca țara mea să fie o țară liberă în care oamenii frumoși ai acestei țări, de toate vârstele, de toate orientările, să lucreze împreună pentru un ideal. Pentru că noi 15 ani am avut un fals proiect de țară, așa zisa luptă împotriva corupției. Important este ca de aici înainte să avem un adevărat proiect de țară. Și acest proiect de țară trebuie să țină cont de acele date ancestrale, dacă vreți, ale poporului român. Poporul român are foarte multe calități, sigur are și defecte, ca toți oamenii, ca fiecare dintre noi. Dar noi de aproape 30 de ani îi lăsăm pe alții să ne calce în picioare și să scoată în evidență doar defectele prelucrate în laboratoarele lor. Eu nu mai vreau asta și sunt convins că majoritatea oamenilor din această țară nu mai vor asta.